În această perioadă la Centrul de Transfuzii Sanguine Gorj nu există grupa de sânge AB pozitiv, așa că directorul Maria Cazan s-a împrumutat de la cei de la drobeta Turnu Severin. S-a ajuns în această situație deoarece au fost patru bolnavi care au avut nevoie de această grupă. În această perioadă ne lipsește grupa de sânge AB 4 pozitiv mai ales. Noi avem numai strictul necesar, dar pentru că au fost în Zilele trecute, trei cazuri de AB4 RH pozitiv și a apărut și al patrulea caz de AB4 pozitiv. Stocul a scăzut și atunci am fost obligați să cerem aparținători care n-au venit și să sunăm la centrele din vecinătate ca să ne ajutăm și am reușit să luăm de la turnul Severin. Maria Cazan spune că mai are probleme și cu lipsa unui analizator de hematologie, aparat care costă foarte mult. Directorul centrului spune că a făcut nenumărate apeluri către oameni de afaceri care ar putea să ajute cu bani, dar, din nefericire, nimeni nu s-a oferit cu vreo sponsorizare. Îi cei care au grupa AB4, RH pozitiv, să se prezinte la centrul de transfuzie ca să ne putem reface stocul. Cum stați cu aparatura în această perioadă? De ce a de ne lipsește ce ne lipsește de mulți ani, analizorul de hematologie. Nu există nicio posibilitate? Uh, nu există nicio posibilitate. Eu, prin intermediul mass-media, de multe ori am uh, apelat la sponsor, dar nu s-a oferit nimeni. Costă mult? Uh, costă destul de mult.